faceți cunoștință cu cel mai nou star al Craiovei. Și nu, nu mă refer la următorul Ilie Balaș, nu mă refer la vreun jucător de la echipa de fotbal Universitatea Craiova, mă refer la noul Ford Puma facelift, mașina care este fabricată exact în țara noastră, adică la Craiova. Iată că deja am fost la fabrică pentru a face cunoștință cu noul Puma facelift în luna februarie, dar acum a ajuns și în parcul de presă. Așa că am luat-o câteva zile ca să vedem și cum se comportă la drum. Deci, fără să vă fac să așteptați și mai mult, haideți să vă spun câte ceva despre una dintre cele mai așteptate mașini ale anului, Ford Puma facelift. Noul Ford Puma facelift pleacă în România de la 25.000 de euro cu TVA. Asta dacă vorbim despre nivelul de echipare de bază și cu motorul cu cea mai mică putere, adică 125 de cai putere. Noi astăzi la test avem versiunea cu 155 de cai putere și cu nivelul de echipare S-Line, care este nivelul de top. Plus încă alte opțiuni pe care le are mașina asta, are un preț de listă de 35.000 de euro cu TVA. Din punct de vedere al designului, nu sunt foarte multe schimbări față de varianta pre-facelift. Aici, în partea frontală, grila rămâne în mare parte la fel. Logo-ul Ford a fost schimbat, chiar dacă la prima vedere nu prea îți dai seama. Aici avem camera frontală și, din fericire, aceste faruri care mulți spun, dar de fapt ăsta este adevărul, că seamănă cu farurile pe Porsche Macan, au rămas și ele. Totuși, semnătura luminoasă a fost schimbată, pentru că aici, în partea jos, avem 3 elemente noi. Iar, în același timp, acum, pe Ford Puma, poți să iei niște faruri LED Matrix. După aceea, aici, în partea de jos, pentru că este pachetul S-Line, avem câteva elemente mai agresive, câteva elemente care dau un caracter mai sportiv mașinii, cum este și acest splitter de aici, din partea de jos. Dacă la exterior nu au fost foarte multe schimbări la Ford Puma facelift, ei bine, interiorul vine cu o mulțime de schimbări. Dar mai des începe cu materialele care nu sunt neapărat o parte plăcută la această mașină, pentru că în partea superioară a bordului, plastic tare. La fel și aici, pe partea superioară a ușilor, avem doar plastic tare. Din fericire, aici în zona mediană a bordului, cât și a ușii, treaba mai este un pic salvată de această piele cu cusături roșii. Dacă ții echiparea de bază titanium, vei avea niște cusături gri, dar pentru pachetul S-Line și pentru versiunea de performanță este, ai aceste cusături roșii care mai dau un pic de culoare acestui interior care este destul de negru și pentru unii se poate simți un pic claustrofobă treaba. Dar după aceea, în partea inferioară a bordului, avem acel plastic gol tare care te zgârie pe urechi. Dar până la urmă, la fel și aici pe ușă, dar până la urmă trebuie să fim realiști. Pentru acest segment de piață și pentru acest nivel de preț, cam astea sunt materialele. O chestie foarte tare pe care au implementat-o cei de la Ford și pentru cei care sunt foarte pasionați de partea asta de audio, aici, da, deasupra celor două ecrane, avem un soundbar de la B&O. Mașina asta, fiind cu sistemul audio B&O, are 10 difuzoare și chiar se aude bine, da? Deci chiar se aude bine, surprinzător de bine aș putea spune. Din nou, cea mai mare schimbare este reprezentată de aceste două ecrane, mai ales acest ecran din mijloc, care, orice mașină nouă trebuie să aibă acest ecran, pentru că asta este moda, dar în același timp taie un pic din ergonomie. Pentru că toată partea de climatizare a fost montată pe acest ecran. Nu mai poți să faci nimic pe partea de climatizare, în afară de butonul de degivrare, care din fericire rămâne fizic. Practic, în mașina asta, dacă eliminăm butoanele de pe volan, mai avem 3 butoane fizice. Butonul de unde oprești sistemul Start-Stop, butonul pentru camerele de parcare, mă rog, am sistem de camere cu 360 de grade, o chestie foarte bună pentru un model de genul acesta, și rotița pentru volum aici. După aceea, pe consola centrală avem un spațiu mic de depozitare, două porturi de încărcare USB Type-C și USB Type-A, o zonă pentru încărcat telefonul wireless, dar nu este neapărat foarte bună, pentru că dacă ataci un viraj un pic mai tare, nu e destul de bine decupată zona asta și telefonul tău va zbura de aici și va aluneca. Aici două suporturi de pahare și încă două spații mici de depozitare. De exemplu, aici îți poți pune cheia. Apropo, haideți să vă arăt și noua cheie de la Ford Puma, da? Cam așa arată, foarte mică, foarte simplă, nimic de spus în plus. Frâna de mână rămâne manuală, da? Destul de plăcut. Cum spuneam, poți să iei o cutie automată cu 7 rapoarte ca acesta sau o cutie manuală cu 6 rapoarte. Iar cotiera este și ea destul de încăpătoare. Gura este mică, dar este adâncă și ai și această tăviță unde mai poți depozita chestii mici ca, nu știu, ca niște chei. Și am pus eu și niște monede. Bun, scaunele vin cu funcție de încălzire pe 3 niveluri. Sunt o combinație de piele cu alcantara și, cum spuneam, aceste cusături roșii. Ele sunt
exclusiv manuale, da? Deci în niciun caz, pe nicio echipare, n-ai nicio opțiune prin care îți poți pune scaune electrice, scaune cu memorie. Totuși am văzut în configurator că pentru șofer poți să ai o opțiune de masaj, da? O chestie foarte, foarte interesantă. Torpedoul este destul de încăpător până la urmă, da? Și buzunarele din uși sunt și ele destul de încăpătoare, o chestie plăcută la această mașină. Din punct de vedere al practicalității, forfuma stă bine pentru o mașină compactă. Din punct de vedere ergonomic, na, mai puțin. Bun, instrumentarul de bord este acum full digital, iar atunci când pornești sau când oprești mașina, ai această animație cu o pumă, da? O chestie foarte, foarte drăguță. Apropo, poți să schimbi și vederea instrumentarului de bord. În primul rând, poți să schimbi cu ajutorul butonilor de pe volan, da? Deci ai, poți să ai vederea asta cu harta, mă rog, cu harta, cu o busolă, poți să vezi trip computer, cât de eco te comporta, da? Deci cam așa am fost eu, niște cifre destul de bune, dacă mă întrebați pe mine, presiunea în roți și ai și această vedere cu partea de hibrid. După aceea, atunci când schimb modurile de condus, veți observa că și instrumentarul de bord se schimbă. Deci dacă pune mașina în sport, da? S-a făcut totul un pic mai roșu. Pui în modul normal, ai vederea asta, pui în modul eco, din nou ceva cu verde și modul slippery se face iarăși albastru. Bun. Mai departe, sistemul multimedia a fost și el schimbat, cum spuneam, are 12 inci, se mișcă mai fluent, se mișcă mai rapid, se mișcă mai bine, nu se mai blochează, da, și are cu totul un aspect mai plăcut și o grafică mai plăcută. Sistemul multimedia vine cu conectivitate Apple CarPlay și Android Auto wireless. Aici la features, practic, doar de aici poți să schimbi modurile de condus, o chestie care mie personal nu-mi place, adică puteau să pun un buton, o rotiță, care și era totul mult mai simplu decât să stau să umblu prin tot felul de ecrane, submeniuri, meniuri și așa mai departe. Da, în rest nu sunt foarte multe lucruri de arătat pe acest sistem multimedia. Datorită celor de la Audi cu acea culoare gri Nardo, culoarea gri este una dintre cele mai căutate culori de clienți atunci când își cumpără o mașină nouă. Iată că și Ford s-a adaptat la treaba asta pentru că avem o nouă culoare pentru Puma numită gri Cactus. Jantele au și ele un design nou și pot veni de pe 17 până pe 19 inci. Noi le avem pe cele pe 19 inci, care arată foarte, foarte bine și au un caracter sportiv, sunt și bicolore. După aceea, pentru că este pachetul Esteline, avem aici o siglă cu Esteline. Iar ușile acoperă pragurile în totalitate, deci clar nu te murdărești pe pantaloni când te dai jos din mașină. Un lucru foarte, foarte plăcut. În rest, lungimea rămâne neschimbată, pentru că Ford Puma are tot 4,2 metri. Cum vă spuneam, nu sunt foarte multe schimbări față de varianta pre-facelift, pentru că dacă ți-a ieșit bine din prima, de ce să o schimbi atât de repede? Ai chiar și o proiecție cu Puma pe lateral. Se vede foarte frumos noaptea. Partea din spate aproape că nu a suferit nicio modificare. Sunt doar câteva detalii mici schimbate la stopuri, care apropo sunt și ele full LED. Iarăși noul logo al lui Ford, denumit și ovalul albastru, scrisul cu Puma negru. Aici în partea de jos avem și camera de marșalier, care este pusă destul de prost, pentru că aici în zona aceasta se murdărește foarte, foarte rapid. Gura de evacuare este și ascunsă, dar este acolo dedesubt în partea dreaptă a mașinii. Avem și acest pseudo-difuzor de aer. Deoarece discutăm despre echiparea de top, avem un portbagaj acționat electric, care pentru o mașină compactă și pentru o mașină care nu și-a mărit lungimea absolut deloc, are un volum foarte impresionant de 465 de litri. Aici pe lateral și stânga și în dreapta mai avem câteva agăsătoare pentru plasele de cumpărături, o priză de 12 V și sub podeaua falsă trebuia să avem clasicul Megabox, da? O cutie de depozitare care avea un volum de 80 de litri și avea chiar și un despărțitor de bagaje. O chestie foarte, foarte practică pentru Ford, dar din păcate de la Craiova până la București cutia a fost furată. Deschiderea ușii din spate este chiar decentă pentru un model compact. După aceea, ca spațiu, scaunul este setat pe înălțimea de 1,85 m, nu are funcție de Easy Access sau Easy Exit și, după cum puteți vedea, la picioare am cam jumătate de deget de spațiu. După aceea, la cap, stând normal, din nou am jumătate de deget de spațiu. Poate dacă nu aveam trapa și acest plafon panoramic mic pentru pasageri din spate, aveam ceva mai mult loc. După aceea, tunelul median nu este foarte înalt, deci dacă chiar este nevoie, poți să înghesui cu greu 3 adulți mai slăbuți. Dacă nu, din păcate n-ai nicio cotieră, dar aici pe tunelul central mai ai două porturi de încărcare USB Type-C și chiar și o priză de 12V. Din punct de vedere al spațiului de postare, din nou, în ușă buzunarele sunt clar mai mici pentru că așa este la toate mașinile.
și ai și clasicele buzunare din scaune. Dacă la varianta pre-facelift pe Ford Puma puteți să-ți cumperi două motorizări, adică 1 litru EcoBoost și 1,5 litri în 4 cilindri, ei bine, aflați că acel motor de 1 litru EcoBoost a fost atât de bun și a avut atât de mult succes încât cei de la Ford s-au decis ca pentru varianta facelift să adopte doar acel motor, adică 1 litru EcoBoost, 3 cilindri, benzină și acum este sistem mild hybrid. Deci, practic pe noul Puma avem 3 motorizări diferite, dar cu același motor. Pentru că versiunea de bază are 125 de cai putere, versiunea de top, adică Puma ST Performance, are 170 de cai putere, în timp ce această mașină are 155 de cai putere. Pentru că este o mașină care are o masă relativ destul de mică, adică 1,3 tone, mașina asta prinde suta în 8,3 secunde și atinge o viteză maximă de 200 de km pe oră. Din punct de vedere al transmisiei, poți să optezi pentru o cutie automată cu 7 rapoarte, cum are mașina mea de test, sau poți să optezi pentru o cutie clasică manuală cu 6 rapoarte. Și am plecat la drum cu noul Ford Puma facelift. Despre ce să vorbim mai întâi? Haideți să vorbim despre acest motor, da? Un motor care, la prima vedere, atunci când îmi spune cineva prima dată despre el, zici: a, da, nu e mare chestie, un motor de 1 litru, 3 cilindri, o buburuză. Nu e chiar așa, pentru că din motorul ăsta de 1 litru, cei de la Ford au scos 155 de cai putere. Și mașina chiar este fâșneață, pentru că, așa cum vă spuneam, are o masă destul de mică, adică mai ales pentru vremurile acestea, o masă de doar 1,3 tone cu tot acest sistem mild hybrid. Ok, este un mild hybrid, nu este atât de greu, nu ocupă o masă atât de mare, dacă pot să mă exprim așa. Da, o mașină fâșneață, dar cutia asta automată legată la motor, adică sunt momente în care mașina se gândește destul de mult, în mare parte din cauza acestei cutii automate cu 7 rapoarte. Problema și mai mare este că, ok, ai modul sport, ea va schimba ceva mai bine, dar problema mare este că tu nu ai modul manual pe această mașină, da? Deci este o mașină cu cutie automată cu 7 rapoarte și nu ai modul manual. Deci nu mă refer că n-ai padele aici la volan, nu, nu ai modul manual și este extrem, extrem de frustrant, pentru că sunt multe cazuri în care tu chiar ai schimbat mai bine și ai schimbat de fapt când ai vrea față de ce face mașina singură, da? Bun, asta odată ca o chestie. După aceea, că am spus despre accelerație și despre motor, frâna. Pedala de frână este mult, mult prea sensibilă, în sensul în care apeși un pic pe ea și zgâlți pe toată lumea în Ford Puma. Adică ai momente, mai ales când te obișnuiești ceva cu mașina asta. De fapt, ai și momente când, de exemplu, să spunem că Ford Puma este a doua mașina ta, da? Și pleci pentru o săptămână, mi-a condus Ford Puma, păi îți ia o oră să te reobișnuiești cu mersul acestei mașini. Până în momentul în care te vei obișnui cu mersul acestei mașini, vei observa că vei face foarte mult așa, da? Deci este o mișcare de asta continuă, da? Pentru că este mult prea sensibilă pedala de frână. Iarăși, o chestie pe care nu am mai întâlnit-o la nicio mașină și o chestie care nu știu dacă are neapărat legătură cu mine sau e o chestie pe care o face. Haideți că mă întreb de fapt. Eu atunci când conduc o mașină, piciorul meu pe accelerație nu este fix drept pe pedala de accelerație, da? Adică eu stau cu piciorul un pic flexat, așa, în partea dreaptă, da? Deci stau un pic cu piciorul pe diagonală. E, faza e că la Ford Puma facelift, pedala de frână nu este nici ea fix dreaptă, este un pic înclinată către pedala de accelerație. Și mie mi se întâmplă că atunci când ridic piciorul de pe accelerație sau când vreau să ridic piciorul de pe accelerație, adidasul meu să se agațe de rama pedalei de frână și practic piciorul meu rămâne un pic blocat sub pedala de frână. Iar alaltăieri a fost nevoie să frânez cu piciorul stâng pentru că am avut impresia că nu o să apuc să frânez la timp cu piciorul ăsta pentru că se blochează sub pedala de frână. Da? Deci este o chestie pe care eu am simțit-o în această mașină. O chestie pe care, sincer să fiu, nu am mai pățit-o în vreun alt model testat. Mai departe, volanul acesta este mult prea mare. Forma lui este un pic ciudată, pentru că Ford Puma este o mașină în mare parte de oraș, clar care poți să pleci destul de ușor și la drumuri lungi, pentru că este o mașină practică, ai destul loc în portbagaj, ai și ceva loc în spate. Dar pentru oraș, volanul ăsta este crimă și pedeapsă, pentru că nu este absolut deloc agil, da? Multă lume face mișto de volanul de la Peugeot. Ei bine, volanul acela este un rai, este o divinitate atunci când mergi în oraș, pentru că te miști extrem de rapid, este foarte ușor să faci tot felul de viraje rapide și strânse. Nu, cu Ford Puma este foarte complicat. Ai niște momente în care, ok, acum o să exagerez de dragul artisticului, te simți ca și cum ai fi cu un autobuz, cu un tir, că tu de fapt ești cu o mașină care are o lungime de 4,2 metri. Iarăși, consumul. Cei de la Ford au declarat că mașina asta are un consum cuprins între 5,5 și 6,3 litri. Iarăși, mi se pare un pic ne la locul lui pentru ce am scos eu. Adică eu pe
aproape 200 și ceva de kilometri cât am mers cu mașina asta, am avut un consum de 11,1 litri. Bun, cam 3 sferturi din acești kilometri au fost făcuți exclusiv în oraș, mai ales când era o aglomerație destul de mare. Dar am mers pe autostradă, am mers pe drum național. 11,1 mi-a ieșit, știi? Adică este aproape dublu față de consum pe care a declarat Ford, da? Dar asta e că multă lume se lasă păcălit, aude că ai un motor de 1 litru, se gândește că motorul la consumă 2, dar nu, ai 155 de cai putere, adică motorul este destul de forțat și de asta ai și un consum mare. Adică eu în acest moment, bine, nici rezervorul nu este foarte mare, pentru că are 40 de litri, ceva de genul. Am aproape, mai am 3 sferturi de rezervor de combustibil și am doar 250 de kilometri de autonomie, da? Vizibilitatea, și aici am o mică problemă. O mare parte, vizibilitatea este bună la această mașină. Vezi ochii prin parbriz, vezi ochii prin lunetă, chiar dacă este destul de turtită, da? Adică geamul lunetei este destul de micuț. Stâlpii sunt subțirei și sunt bine construiți, așa că nu ai multe unghiuri moarte, dar oglinzile laterale sunt iarăși prea micuțe. Chiar dacă Ford Puma este o mașină micuță, oglinzile laterale și cum sunt ele setate și mărimea lor și forma lor, iarăși vei avea niște unghiuri moarte destul de ciudate. Din păcate, pe Ford Puma, pe puntea din spate, poți avea doar suspensie rigidă și chestia asta se simte, pentru că da, Ford Puma chiar este o mașină rigidă, o mașină cu care simți imperfecțiunile din drum, care simți gropile, care simți denivelările și acele bumpere de viteză. Dar ca o chestie și plăcută până la urmă, dacă vrei să mergi ceva mai sportiv cu Ford Puma, dacă vrei să tragi niște curbe așa mai agresiv, mai pe stil pilot, mașina se descurcă chiar decent, da? Adică nu simți foarte mult ruliu, chiar este destul de decent, dar totodată, na, câtă lume își cumpără un Ford Puma pentru a merge sportiv cu ea? Mă rog, dacă ții Puma este, da, acolo mai înțeleg, dar în rest un Puma normal, vrei și tu să ai ceva confort și suspensia asta rigidă te încurcă de multe ori. Acesta a fost și noul Ford Puma facelift și sunt foarte curios să văd părerea voastră în comentarii, pentru că multă lume tinde să urască aproape această mașină doar din cauza a ce reprezenta Puma în anii 90, pentru că dacă nu știați, prin anii 90, începutul anilor 2000, Ford Puma era o mașină mică, sportivă și, din câte am înțeles, extrem, extrem de distractivă. Dar iată că timpurile se schimbă și trebuie să respectăm realitatea, pentru că Ford Puma este unul dintre cele mai vândute modele din Europa și până la urmă este un model făcut la noi acasă în Craiova. Deci a trebuit să ne mândrim până la urmă. Eu am fost Silvian Ierimia, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și să ne spuneți în comentarii ce mașini mai vreți să vedeți sau ce alte idei de videouri mai aveți. Ciao!